Salutare, prieteni, ce faceți? Numele meu este George și bine ați venit la un nou videoclip. Așa cum v-am promis, am spus că o să fac videoclipuri cu fiecare program de antrenament pe care eu l-am expus în acel videoclip când am vorbit despre programele de antrenament. Așa că acesta va fi primul video din programul meu de antrenament, ceea ce înseamnă că vom începe cu piept și biceps în prima zi. Am filmat și pentru la sală, acolo o să aveți un alt playlist. Acesta va fi pentru antrenamente care le facem acasă. Și o să facem 3 exerciții la piept și 3 exerciții la biceps. În schimb, am gândit să facem supersetări. Ce înseamnă asta? Un superset înseamnă când combinăm două exerciții și facem fără pauză între ele. Adică vom face la primul exercițiu, de exemplu, vom face flotări și apoi vom face flexii cu ganterele. Bun, începem cu flotările. Vom face 15 flotări. Acum vom lua ganterele și vom face flexii cu ganterele din în picioare. Flexăm genunchii, spatele drept. Da, scam ușor ganterele astea, dar pentru prima serie e ok. Am zis că e ușor cu această greutate. Să ne luăm pauza, o să facem o pauză de 2 minute. Am zis că este ușor cu gantele de 5 kg. Dacă lucrăm superset, este foarte dificil să combin două exerciții fără pauză între ele. Însă vei obține o pompare maximă. Aceasta a fost doar prima serie. La următoarea o să punem 7,5, o să dau jos din discurile alea și o să mai filmăm o serie ca să facem curățate mai mari. Bun, trecem acum cea de-a doua serie. Vom face tot 15 repetări. Am uitat să scot discurile de pe gantele și vom face cu 10 kg. Acum e cam mult pentru că am crescut deja cu 5 kg. O să trebuie să fie ok. Hai să vedeți. Nu o să pot să fac 10 pe braț, dar o încercăm. 5 6 7 8. Nu. Încercăm să nu ne balansăm, da? Să executăm corect. 12 16. Destul. 8 și 8. Zic că e ok. Am din nou pauză de 2 minute și nu o să mai filmez următoarea două serii pentru că nu are rost. Eu o să mai fac două serii, deci voi face 4 serii. Alte 3 exerciții, doar că vom face superset. Bun, la primele exerciții am făcut
Am făcut flotări pentru piept și am făcut flexii cu ganterele, alternativ. Acum vom face un exercițiu pentru piept, pentru partea interioară a pieptului, aici, da? Trebuie să lucrăm și partea aceea. Și vom face întinși pe sol, ca pe spate. Vom lua greutatea în mâini și vom prinde cu ambele mâini. Tălpile pe sol pentru susținere și echilibru. Coborâm ușor. Ridicăm și contractăm foarte tare pieptul. Asta este cheia, să contractăm pieptul. Vom face tot 10 repetări. Acum vom lua celelalte gantere. Pentru că este prima serie, vom face cu greutate mai mică. Și vom face ciocanele din picioare. Și vom face cu ambele brațe o dată. Bun, aceasta a fost prima serie. O să mai filmez una și facem cu la ciocanele, să facem cu greutate mai mare de această dată. Pauză 2 minute. Ne hidratăm și reluăm. Bun, ce-a dat doua serie. Nu am greutate mai mare, nu pot să pun mai mult. Vom face tot cu 10 kg. Nu am cum să pun mai mult la acest exercițiu. La fel. Coborăm încet. Ridicăm și contactăm încet. Nu mai am o fară pe împingere. Luăm gantele astea de 10 kg și vom face tot toate așa în camera și vom face ciocanea alternativ și vom face ciocane cu ambele brațe odată. Una, două, trei, patru, cinci. Ultima, 10. Wow. 2 minute pauză și mai avem 2 serii. Trecem la ultimul exercițiu. Vom face flutură cu gantelele de pe sol și apoi vom face un exercițiu izolat pentru biceps cu un singur braț. Vom lua direct gantelele acestea noi de 10 kg. Dacă vreți să faceți vreodată flutură cu gantele, eu la sala nu fac deloc flutură cu gantele, pentru că mi se face mai periculos exercițiu. Cele mai periculoase fluturări pe care le putem face. Dar dacă le facem pe sol, sunt mult mai eficiente. Adică nu se pune umărul în pericol, pentru că când coborâm, mai mult dată noi nu putem să mergem în spate și nici nu există niciun pericol. Și revenim. Da? Sper că vedeți bine. Da? Dăim coartele până aici. Și revenim. Tragem aerul și îl dăm afară. Hop. Bun, acum biceps, toți
trebuie să ridic din nou camera. Bun. Am gândit la cea mică. Și din a plecat cu genunchii flexați. Aici. Flexăm pe un singur braț. Două. Trei. Mamă, cum se simte. Patru. Potulțuim nemișcat. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Ultima. Zece. Bun, schimbăm brațul. Una. Două. Trei. Patru. Mă lasă lumina. Cinci. Șase. Șapte. 8 9 Bun, ultima. Mamă, forță. Nu o să le fac din nou, nu o să mai filmez pentru că voi face la fel încă 3 serii. Aceeași greutate la fluturări și aceeași greutate la biceps. Nu o să pot să fac cu greutate mai mare pentru că este destul de dificil. Fel cum contracțiile sunt destul de mari. Pompare există, circulă sângele, asta ne dorim. Deci este un antrenament pe care îl putem face și cred că a durat o jumătate de oră. Deci e chiar perfect să facem un super set acasă de piept combinat cu biceps sau alte combinații, cum vă place și vouă. Regulă, prieteni, sper că v-a plăcut acest videoclip. Prima zi în care am făcut acasă biceps și piept. Prima zi din antrenamentul meu pe care îl fac de obicei. Asta nu înseamnă că numai acest program de antrenament sau numai aceste exerciții le voi face. Acestea sunt doar un exemplu, pentru că o să revin și cu altele. Dar practic, de câteva luni de zile, programul acesta îl folosesc cu piept, biceps luni, marți, spate cu triceps și miercuri, picioare cu umeri. Apoi o zi pauză și apoi încă 3 zile, la fel, aceste grupe musculare, adică lucrez fiecare grupă de 2 ori pe săptămână. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași feedback-ul tău, să-mi spui cum ți se par aceste exerciții, dacă putem lucra eficient și acasă, numai la sală, dacă tu lucrezi aceste exerciții, orice feedback ai, te rog să-mi lași jos în descriere. Dacă ți-a plăcut, dă-mi like la acest video, abonează-te și ne revin data viitoare cu un nou video. Pa! That's how I know that I'm a savage.